M-a arestat azi noapte. S-o tuns băiețește și s-o mascat în soldat. Dar eu cum am văzut-o, am știut că-i femeie. Spune-ți-o dumneavoastră. Ce să cate o femeie prin linia frontului, că dacă ar avea bărbat acolo, aș mai zice. Am văzut că-i fată. Scoate-mă-i șpioana afară. Hai! Vino încoace. Vino încoa. Hai. Mi-o predai mie. Cum ordonați, domnule? Dă-i mai pușca în dărât! Și te vorbesc așa la mine! Hai. Mă trimiteți înapoi la spital? Să știți că chiar dacă mă trimiteți la partea sedentară, eu tot pe front mă duc. Mă bucuram că ești alături de mine, Ecaterina. Dar am înțeles că pentru tine nu există decât un singur drum. De multe ori am crezut că ai putea să rămâi aici cu mine. Să lucrăm împreună ca altă dată. Dar nu eu am dreptul să hotărăsc. Și eu care vă credeam și pe dumneavoastră un egoist. Și fă-l și pe el să înțeleagă ce-am înțeles eu. Și spune-i așa, că-i ordon ca după război să poftiți împreună să cinstim un pahar de jinals. La mine, la plajă.